Bună, mă numesc Elena de la buysunshine.com și astăzi revin cu un unboxing de la Yves Rocher. A trecut ceva vreme de când am pus comanda online și astăzi vreau să vă arăt cutiuța. Arată așa. Nu m-am uitat ce este înăuntru, dar am desfăcut-o în prealabil să fie mai ușor să nu fac gălăgie. Și hai să ne uităm noi împreună ce avem în cutia asta fermecată. Așa, deschidem cutiuța. Facturica. Așa. Primul produs este un gel de duș. Este cu carambole de Malaezia. Să vedem ce, cum miroase. Interesant miroase. Da. Următorul produs este tot un gel de duș și este Jardin du Monde, este floare de tiare. Hai să vedem cum miroase pentru că le miros pentru prima dată. Este un parfum mai dulce, floral, îmi place foarte mult. Vai. Mi-aduce aminte de ceva. În fine, așa, următorul produs este, ta-da, șamponul care l-am mai folosit, mi-a plăcut foarte, foarte mult și l-am recumpărat, o să recumpăr, mi-a plăcut foarte mult, așa că vă recomand. Nu conține sulfați, silicon și este foarte, foarte delicat cu părul, recomand. Și am dat pe el 15 lei și 50 de bani, aproximativ. Următorul produs tot este un gel de duș. Și gelul de duș cu cafea. Cumpărasem anul trecut cu cafea, dar mi se pare că era un alt miros. Ah, miroasea cafea. Data trecută miroasea cafea cu lapte, ceva de genul. Cred că era altceva sau nu știu. Miroasea cafea, dar și a ceva prăjit, nu știu, mi se pare un pic ciudat. Să vedem la baie cum o fi. Așa, următorul produs este preferatul meu. Este gelul de duș care îl recumpăr și îl recumpăr. Îl ador, miroase a trandafiri. Hai să-l miros încă o dată. A, pur și simplu, îl ador. Nu îmi pare rău că nu este la reducere și am dat 19 lei și 50 de bani pe el. Deși la reducere puteam să dau în jur de 16 sau 15 lei, nu mai știu. Pur și simplu l-ador, o să-l recumpăr mereu. Așa, următorul produs este un șampon. Arată așa. Este un șampon anticăderea părului. De ce l-am cumpărat? Sunt foarte curioasă de acest produs. Tot de multă vreme vroiam să mi-l cumpăr. Am șampoane la baie și totuși mi l-am cumpărat. Nu-l deschid. Din cauza că dacă îl deschid și nu-l folosesc... A, acesta e la 12 luni. De obicei, șampoanele Yves Rocher expiră în 6 luni și acesta e în 12 luni. Deci, super. Perfect. Să vedem dacă o să-mi ajute să nu-mi cadă părul. De fapt, în ultima perioadă n-am avut această problemă pentru că descoperisem un șampon super de la Helen Severt. Este o marcă italianească. Și totuși mi-am luat acest șampon de curiozitate să vedem cum este. În orice caz, niciun șampon de la Yves Rocher nu m-a dezamăgit deloc. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Au prețuri foarte, foarte bune și mai ales la comenzile online sunt o groază de oferte. De ce nu? Să profiți de aceste oferte. Așa. Am descoperit și trei nuanțe de OJ de la Yves Rocher. De fapt, era o promoție. Dacă cumpăram 3 uși, îmi dădea gratuit un dizolvant de unghii, dar nu-l văd în coș, fiindcă m-a sunat cineva de la Yves Rocher și mi-a zis că, de fapt, nu este în stoc acest produs și mi-a zis să îmi pun o cremă
pentru mâini și unghii și am zis că nu vreau dizolvantul și atunci a trebuit să aștept. Mi-au zis că o să aștept încă o săptămână și mi-l aduc cu curierul, deci nu pot să vi-l arăt acel produs pentru că nu mi-a venit. În orice caz, vă arăt trei oje care mi-am comandat. Una din ele este Ecorse numărul 12, brun închis este. O să fac swatch-uri zilele ce urmează. Următoarea, scuze de vâlbâială, următoarea oje este culoarea naturii, albastru purpuriu. Nu știu ce am cu albastru, îmi plac nuanțele de albastru. Și încă o nuanță de albastru care îmi place foarte mult, blu nigel. Dar nu știu dacă o să-mi stea bine. Albastru nigela se mai numește. Așa. Următorul produs este... De fapt, sunt trei produse din toată comanda care sunt cadou. Deci, mi-am ales o cremă din trei. Crema aleasă de mine este aceasta, pentru că celelalte două le-am folosit și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Trebuia să scriu un review, dar nu am reușit, dar a fost în rutina mea de îngrijire a tenului. Și am zis că trebuie să încerc și această cremă. Este pentru riduri și lifting, pentru zona V. Și am zis că trebuie să încerc și această cremă după ce termin ce am eu acum. Tot o cremă de la Yves Rocher și una de la Pina Mar. Voi reveni după ce o deschide cu părerea despre această cremă. Am primit și două eșantioane. Este o cremă de aceeași care am primit-o eu. Este o mostră. Și deja miroase. Este o mostră de parfum. Nu știu să pronunț numele. Nu am învățat franceza și nu știu, ca să nu mă fac de râs, mai bine nu vă zic. Arată așa, da? Și comandând de suma mai mare de 99 de lei, am primit această apă de parfum naturel. Eu deja am o apă de la ei, această apă. O folosesc, îmi place foarte mult. După ce o termin, o deschid și pe aceasta. El e la 75 ml. Deci absolut gratuit. Și fiindcă m-am abonat de ceva vreme la ei și fac comandă, dau comenzi permanent, am primit o comandă irezistibilă, adică o ofertă, să vreau să zic, de dacă cumpăr în suma de 99 de lei, pot să comand cel mai scump produs la 1 leu și primul produs care am pus în coș este acest parfum. Se numește Evidence Intense. Celălalt original l-am avut, mi s-a terminat. Am vrut să-l comand, dar am zis că vreau să încerc și pe acesta. Vreau să-l desfac acum pentru că vreau să știu cum miroase. Mirosesem în magazin de câteva ori și am zis că următoarea comandă trebuie să-l am. Mai greu cu deschisul. Facem așa, desfac cu totul. Oricum este pentru mine, nu este cadou. Hai să vedem, mie mi s-a oferit în... Are 50 de mililitri. Este un pic rozaliu, roșu, de fapt, vreau să zic. Dacă nu miroase nimic. Vai, ce-mi place! Ce mă bucur! Deci, toată comanda aceasta, de fapt, se datorează acestui parfum. Eu vă recomand din suflet să faceți comenzi, să vă abonați prin e-mail, să primiți ofertele speciale la ei. Și dacă vă place să comandați la oferte, cum ar fi acest parfum la 1 leu, sau dacă comandați la 99 de lei, primiți ceva cadou. De exemplu, această apă de parfum am primit-o și plus crema la, cred că era la 39 de lei. Deci mi-am ales dintre creme, mai aveau și genți, mai aveau încă niște bijuterii, nu mai știu, dar eu am vrut această cremă pentru că mi-a plăcut celelalte două, din acelelalte două game.
luminozitate și anterit, nu știu să zic acum, nu mai țin minte, este pentru toate tipurile de ten, recomand. Sunt absolut încântată de mirosul acesta, sunt chiar foarte fericită. În plus, am dat o comandă, deci factura totală m-a costat 111 lei. Și deci am dat mai mult de 109 lei, fiindcă dacă făceam comanda de 109 lei, aveam livrarea gratuită prin curier. Așa că nu știu cum s-a nimerit că făcusem comanda și totală comanda m-a costat 111 lei. Super, deci este o afacere, să zic. Am să mai comand cu siguranță foarte curând la Imbrușer, pentru că iubesc produsele lor de calitate. Vă recomand să comandați și voi dacă vă place, mai ales gelurile de duș, parfumurile, cremele, șampoanele, și mai vedeți și voi pe site-ul lor. Cam asta a fost unboxing-ul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Eu vă pup, până data viitoare. Pa!